Legenda spune că nu o să o găsești în România pasat sub 200.000 de km. Ei bine, avem astăzi aici unul cu vreo 90 ceva de mii. Îl am de la prietenii mei, de la BDV Best Auto și astăzi vreau să vedem dacă mai merită în prezent, în 2020, în 2021, oricând te uiți tu la clipul ăsta, să-ți cumpere un pasat. Toată lumea a auzit de pasat, până și bunica mea a auzit de pasat, chiar dacă nu știe exact ce-i ăla pasat, în România ai auzit cuvântul Passat. E la fel de comun ca și, nu știu, cuvântul minge. Aproape. Dar oare de ce? Bine, nebunia asta a început în anii 2000, când Passat și Golf 4 de 1.9 diesel au intrat puternic în țară și nu numai în țară, în toată Europa, încât au crea niște fani care și în ziua de azi, în 2020, o să-ți spună că cel mai tare motor e 1.9 și cea mai tare mașină e Golf 4 sau Passat. Acum 20 de ani, tot ce îți puteai dori era un Passat sau un seria 3. Cam ăla era standardul național, să zic așa. Ei bine, în ziua de astăzi avem alternative. Da, mașina asta vine la un preț chiar bun pe piața second hand. Nu o să-l zic care, că unii mă întreabă, Andrei, de ce nu zici prețul? Pentru că prețul se schimbă în funcția de ziua, anul, secolul în care o să vezi videoclipul ăsta. Poate nepotul meu să va uita la video ăsta peste 40 de ani și o să-i zic că mașina asta e 15.000. Îți păi dai seama ce eu ar fi, nici n-ar înțelege alternative pe care acum 20 de ani nu le aveai. Adică acum, poate în loc să-ți cumperi un Passat B8, că ăsta e B8, din 2016, îi momentan, penultimul model apărut pe piață, deci decât să-ți cumperi un B8, poate să-ți cumperi un Audi A5, care sincer e mai aspectos. Decât să-ți cumperi un Passat de ăsta B8, poate, și zic poate, îți cumperi un seria 4 sau un seria 5, care e cam aceeași clasă, la aceiași bani, doar că e mai sportivă și mai luxoasă. Unii o să sară pe mine și o să zică, Andrei, cum să zici că Passat-ul e la aceeași clasă cu seria 5, că seria 5 e tare. E tare, așa ai, dar îți la aceiași bani, îți cam la aceeași dimensiuni, după cum ziceam, într-adevăr, BMW-ul e un pic peste. Și fiate în fază, deși motorul ăsta de 2.0, renumitul motor de 2.0, de 190 de cai, e foarte ok, e fiabil, există și modelul de 150 de cai, care e tot așa, numai că e puțin mai cu minte, îți motoare bune, îți motoare fiabile, consumul nu -i wow. Și o chestie care în trecut pasatul ți-o oferea, era wow la consum, adică te întâlneai cu prietenul tău care avea sera 3 și ziceai Cât consumă? Păi da eu la pasatul meu? Păi nici nu bag motorină, el, el îl face mie motorină. No, în ziua de astăzi ce am văzut eu, că l-am la mine de câteva zile, îi că pasatul ăsta în oraș îmi scoate cam 11, ceea ce nu puțin, și în afara orașului, unde mă așteptam să scot un 6 și eu, ca tot românul care numără bănuții așa în peco și plânge când îi dă, am scos cam 7. Deci nu-i wow, am consum de seria 5 pe pasat, ceea ce pe mine personal mă nemulțumește. Mașina e foarte confortabilă. Și când zic confort, nu mă refer numai la cum te simți pe scaun, mă refer și la spațiul pe care l ai în portbagaj. Acum cameramanul meu vine un pic, un pic mai în față să ne arate cât de mare e portbagajul și pune o mâna pe filtru și îl deschid să se facă acolo lumină. Da, e genul de mașină în care bagi o grămadă de bagaje și fiți atenți, fază. Mai ai și un buzunărel aici în care dacă scapi de roata asta de rezervă și îți pui compresor, pac, mai bagi un bagaj și aici. Deci nu mă pot plânge de mărimea porbagajului. Și dacă mergem pe locurile din spate, nu numai că stau bine și am destul loc, bancheta e chiar confortabilă, mai am și aici așa, așa jos, dacă sunt atent, un mic butonaș după care pot să-mi reglez eu ce temperatură vreau în spate, bineînțeles geamuri electrice și puțin fumurii, becuri cu LED, deci în spate și în portbagaj îi Cam tot ce-mi trebuie sau cam tot la ce mă pot aștepta de la o mașină de la bani ăștia, de la gama asta și de la producătorul ăsta. E clar că nu are masaj în scaune, nu e seria 7, dar e pasat și un pasat bine dotat. Și confort am și în față. Din nou confort nu doar cum mă simt pe scaun, ci ce dotări am. Cel puțin eu ca și șofer am scaune care se reglează electric, pasagerul din păcate trebuie să dea la manivelă, am cutia automată. Bineînțeles, vine și cutie manuală mașina asta. Am moduri de condus, care pot să pun mașina de pe eco, pe normal, pe sport, ceea ce e foarte, foarte bine. Când am chef să economisez motorină, economisez între ghilimele, merg pe eco. Când vreau să fiu sportiv, merg pe sport. Am start-stop, ceea ce e normal. Am padele pe volan, am comens pe volan, am distronic, am computer de bord. N-am Android Auto, pentru că mașina... E așa, un pic mai bătrână, totuși e 2016, nu 2018, 2019, dar am o mașină care mă face, fiți atenți, să mă simt ca și Darth Vader sau ca și că aș avea super puteri, pentru că... Uu, vedeți meniul ăsta, acum e deschis, uita, n-am nimic la mâini și... Uu, pentru că are un senzor aici, chiar dacă e cel mai nenecesar sau n-ai nevoie de dotare asta, pur și simplu distractivă și faci uh, și ți-ai deschis acolo niște butoane extra care mi se par foarte tare. Adică dacă de obicei pasatul era o mașină banală cu strict ceea ce ai nevoie pe ea, aici au zis bă, uh, hai să punem o chestie faină. De asemenea, au furat un pic și de la Mercedes ceasul ăsta de aici de pe bord, pentru că e așa în stilul care e la CLS, deși nu e la fel de scump, dar măcar ai un ceas, nu o să te uiți niciodată cât e ceasul aici, că o să te uzi fix aici jos, o să vezi cât e ora, la sus, o să pari mai bogătaș. Cei de la Volkswagen cumva s-au întrecut pe ei înșiși, cred că am zis bine înșiși, pentru că au pus și încălzire în volan la mașina asta, care se activează deodată cu încălzirea în scaune și designul la partea superioară e corect, n-aș putea zice că e superb, dar mașina asta arată corect. Îmi place cum sunt făcute ușile la design, nu-mi place volanul. Volanul, sincer, mi se pare că e un volan de golf. Și nu vreau un volan de golf pe pasat, vreau ceva un pic premium, că de am luat Passat, nu? La fel și ceasurile de bord, din greșeală mai pornește servitoarele, La fel și ecranelul ăsta, aș vrea ceva un pic premium. Ceasurile astea, fontul, pur și simplu fontul de la vitezometru, de la cum scrie, pare ieftin. Pare cumva, bă, nu ne chinim să facem ceasuri de bord faine. Ceea ce nu accept, sincer, de la un pasat. Mă așteptam să fie un pic mai corect. În schimb, încăpător, cap holdere, cotieră, loc destul întor pe două. Acum l-am deschis și nu o să mai pot închide. Numai dacă sparg ce am acolo, ai loc și de -o apă în ușă, relaxat, patru geamuri electrice, oglinzi care se pliabilă, pău, care se pliază, tot acâmul. Și asta e una dintre cele mai confortabile și simple mașini de condus. Deci, pe lângă că pe modul sport e chiar sportivă, acum na, cât de sportivă poate fi o tracțiune față. Nu vă imaginați că nu i tracțiune spate, nu e 4x4, dar e o mașină care stă bine pe curbe, e super confortabilă pe drum lung, e antifonată, cutia de viteză schimbă impecabil. Uite, tocmai au schimbat acum o treaptă. Instant schimbă. IDSG, DSG, e cutii renumite pentru cât de rapid și de fine schimbă. Nu sunt renumite pentru cât de repede se strică, pentru că cutiile astea de pe Passat nu sunt la fel de fiabile, de exemplu, ca și cutiile de pe seria 3. Se strică mai repede. Dar la 96.000 cât are mașina asta, nu o să ai niciodată problema asta, deci, cred că punctul forte la pasatul ăsta, și nu cred, ci sunt sigur că punctul forte la pasatul ăsta e cum se conduce. Pentru că reușește să fie și sportiv, reușește să fie confortabil, spațios, poți să mergi patru oameni până la mare și să te bucuri de el. Dar, din exterior, lumea nu o să-și dea seama că mașina asta e atât de confortabilă pe cât ai crede. După părerea mea, mașina se conduce excelent. Volanul e moale, pedala e foarte responsivă, ai confort, ai antifonaj, ai și frâne bune după cum se vede. Ai și 190 de cai, ceea ce sincer e mai mult decât destul. Dar am o întrebare. Atunci când te gândești dacă merită să-ți cumperi mașina asta sau nu, mai contează tot ce am prezentat eu astăzi? Pentru că, oricât de dramatic ar suna, pasatul nu-și mai găsește locul în lumea asta. Asta datorită unui singur lucru. Datorită, sau mai bine zis, din cauza faptului că e o mașină corectă. Și în prezent, noi nu mai căutăm mașini corecte. Căutăm mașini șmechere, mașini faine, suvuri, mari, design extravagant, opulent, în special în România. Adică Ia, gândește-te. Șeful tău nu mai vrea pasat, vrea X3. Soția ta nu mai vrea pasat, vrea Tiroc. Chiar tu poate nu mai vrei pasat, că vrei seria 3. Mașina asta e ca și tricou de pe mine. E un tricou corect, care arată bine. Nu o să zică nimeni că sărac sau că nu-s bine îmbrăcat cu tricoul ăsta sau că nu e un tricou fain. Dar de asemenea nimeni nu o să îmi facă un compliment și o să zică Bă, Andrei, ce fanii tricoul tău! Sau, bă, Andrei, ce fanii pasatul tău! În ziua de astăzi ne dorim să fim cât mai lăudați, să fim cât mai diferiți, să avem cât mașini, mai, cât mai tari, cât mai frumoase. Mă bâlbui un pic, să nu uitați de BDV Best Auto, serviciul de rentă car din Cluj și mulțumesc că v-ați uitat! A, și în cazul în care sunteți curioși de întrebarea din titlu, merite să-ți cumperi pasat? Asta e alegerea ta, nu a mea. Eu, unul personal, mi-aș cumpăra, pentru că uneori port și tricouri simple, nu numai cămăși scumpe. Da, poate că simt nevoia uneori să-mi iau o haină faină, să zică lumea ce fain e, dar pentru mașină de zi cu zi, pentru tricou de zi cu zi, pasatul ăsta e genial.